Bine v-am găsit! Astăzi voi face o rețetă de orez care mie mi se pare cea mai bună. Se face foarte repede. Pun o linguriță rasă de sare, un bol de 200 de mililitri orez, de mililitri apă, deci două boluri. De obicei, lichid se pune de 3 ori față de orez, volumul. Și voi mai pune 200 de mililitri lapte. Și îl pun la fiert. Toată orezul fierbe pe foc, este fierbinte. Torn un ou întreg și amestec repede ca să nu se coaguleze, ci să facă o pastă împreună cu orezul. Așa orezul va deveni cremos. Pun și vreo 3 linguri de ulei de măsline. Amestec. Puțin turmeric și piper. Condimente puneți după gust, inclusiv sarea. Și orezul este gata, este foarte gustos. Încercați să-l preparați așa. Cu orezul făcut, am să pun în această formă și voi face o ruladă. Am să pun rodie pe toată suprafața. Acum voi așeza castraveți. Încerc să consolidez castraveții cu orez. Acum voi pune chiftele. Acum pun chiftelele care le-am făcut cu varză. Am tăiat bucăți mici din 10 măsline. Am curățat și un avocado și l-am tăiat bucățele mici. Și acum voi pune măslinele și avocado deasupra. Pun orezul deasupra. Voi acoperi cu folie și am să las în frigider cel puțin o oră înainte de a-l scoate. Voi scoate rulada din formă. Desfac folia. Am mărar înghețat, scos din congelator și o să pun la suprafață.
arată foarte bine. Acum voi tăia o felie.